De aceea, în ceea ce privește omul de afaceri, Gabriel Stati, de exemplu, eu am știut pe la orele 4 mi s-a spus că el va fi nominalizat în calitate de unul din principalii vinovați. Eu l-am căutat, eu l-am găsit pe la orele 6, l-am invitat aici la birou, l-am întrebat, a spus că nu are nicio atribuție și după asta a plecat. Sigur că eu acum când îl văd, când a reapărut Roșca cu fel de fel de învinuiri, eu îmi pun întrebarea. Într-adevăr, nu a fost chestia asta pusă la cale. Fiindcă Roșca a apărut în calitate de procuror, cu învinuiri concrete, cu învinuiri care noi le-am auzit și în campania electorală. Nu cumva el a fost folosit ca instrument de a introduce în discuții unele teme, de a arăta cu degetul la vinovați? Ce noi nu știm care a fost rolul Roșca toți acești ani de zile? Roșca a luptat în 2002 împotriva comuniștilor în piață? Hai să fim serioși.